Emoțiile au fost mari astăzi în prima zi de școală și nu doar pentru elevi, ci și pentru primarul orașului. Sunt anul mulților, 1970, eram chiar în clasa întâia, în sala în care ne aflăm. Vedeți, niciodată nu credeam că o să ajung la vârsta și în momentele astea să gestionez școlile din Novaci și în special toată activitatea didactică care s-a petrecut în ultimii 2 ani și sper mai mulți ani de aici înainte, în așa fel încât să ating obiectivele pe care mi le-am propus. Mă refer în special la reabilitarea acestor școli și dotarea lor corespunzătoare pentru anii în care ne aflăm și care copiii merită să studieze. Dar, exact în această sală, în 1970, eram în clasa 1. Vom amintiți în ce bancă a stat pe cea mai? Exact, în banca a doua din spatele nostru. Bineînțeles, erau alte modele de bănci la vremea respectivă, dar și regretatul învățător Gicu Sârpăceanu, care 4 ani de zile mi-a fost dascăl aici și un dascăl extraordinar. La școala generală numărul 1 din Novaci, părinții, dar și elevii au fost încântați de condițiile găsite. Sunt foarte fericită în această zi. Am văzut mai fețe zâmbitoare, copii cu priviri pline de speranțe, părinți dăruiți școlii și numărul foarte mare al părinților m-a impresionat și le mulțumesc că au venit în această zi și pe această cale, pentru că fără sprijinul părinților este foarte greu să faci educație într-o școală. Ziua a fost emoționantă, după cum ați văzut și dumneavoastră, mai ales pentru clasa pregătitoare. Noi avem o tradiție cu podul de flori în școală. Vă invităm să-i vedeți și în sările de clasă. Și primarul Dumitru Leuștean s-a declarat mulțumit de munca profesorilor. La școala generală numărul 1 din Novaci, așa cum ați văzut și dumneavoastră, deschiderea anului școlar a fost una din activitățile deosebite a cadrelor didactice, multe emoții, atât asupra copilașilor, cât și părinților și cadrelor didactice. E un an școlar care, zicem noi, an, dar de fapt vor fi zile că va trece foarte, foarte repede. Suntem într-o clasă pregătitoare și copiii sunt destul de încântați pentru începerea anului școlar. Mădălina Popica, directorul liceului din Novaci, a propus ca următoarele rezultate de la bacalaureat să fie mai bune decât acestea. Emoțiile sunt mari. De fapt, noi profesorii avem emoții pentru oricare început, indiferent de vechimea pe care o avem în învățământ. Este normal să fie așa, pentru că orice început înseamnă, în primul rând, speranțe pentru multe realizări pe care ne dorim să le avem profesional. Avem emoții să cunoaștem noi elevi care pășesc în liceul din Novaci. Marcela Diaconescu, educatoare la grupa mijlocie, susține că micuții au toate condițiile necesare. Domnul primar Leuștean Dumitru este alături de noi, se cunoaște de când dumnealui a venit la conducerea orașului Novaci, s-a implicat foarte mult în pavazarea grădiniței, este alături de noi în orice moment când îi cerem ajutor. Atât dumnealui cât și doamna directoare Basarabă Elena. Câți copii aveți anul acesta? Anul acesta am un efectiv de 13 copii la grupa mijlocie și sper să mai vină